Pe parcursul întâlnirilor pe care le are cu giurgiuvenii, Florian Nicolae este întrebat și despre acordarea gratuității pe transportul în comun pentru pensionari, iar oamenii spun că îi îngrijorează zvonurile răspândite pe marginea acestui subiect. Florian Nicolae le-a explicat tuturor că gratuitatea pe transportul în comun rămâne valabilă permanent, fiindcă este asigurată prin lege și prin hotărârea Consiliului Local. El a precizat că nu se pune problema retragerii acestor facilități, dimpotrivă, propunerea sa este ca ele să fie acordate și persoanelor fără venituri, elevilor și altor categorii defavorizate. Mă uit la seniorul nostru din fața noastră, domnul Moraru. Domnul Moraru, meșter bun. Domnul Moraru, vreau să vă spun că nu o să vă iau tichetele de transport călători, chiar dacă pe ele... O să scrie Nicolae Barbu, o să mergem în continuare cu ele, până când punem mânele cu Consiliul Local. Că nu Florian trebuie să fie, nu Barbu, trebuie să fie Consiliul Local. Consiliul Local a aprobat și el a aprobat nu că e el Consiliul Local frumos, ci a aprobat în baza legii. Deci, eu vreau să dăm nu numai pentru pensionari gratuități, vreau să ne gândim și la persoanele care n-au servicii, la persoanele amărâte, da? Care trec printr-o problemă grea din punct de vedere financiar. Deci n-au niciun fel de sursă de venit. Vreau să ne gândim și la elevi, să dăm la elevii noștri care se duc la școală sau să învețe carte. Și nu numai atât, dar am vrut să știți de mine că eu sunt ăla care, dacă s-a făcut un lucru bun, vreau să-l continui, nu vreau să-l demolez. Eu construiesc, nu demolez. Însoțit de echipa liberală, Florian Nicolae continuă întâlnirile cu giurgiuvenii în toate zonele orașului. Oamenii se plâng de fiecare dată de actuala conducere a municipalității, despre care spun că i-a dezamăgit. Florian Nicolae și echipa sa le prezintă locuitorilor municipiului programul și proiectele pe care intenționează să le realizeze, precum și soluțiile prin care pot fi rezolvate doleanțele transmise de giurgiuveni.